Demonstrați că un text este non-literar. Aplicații. În continuare, veți afla cum faceți să demonstrați într-o compunere că un text este non-literar. Pentru a demonstra că un text este non-literar, vom urma pașii unei compuneri de tip argumentativ, în care ne exprimăm opinia, enunțăm două argumente pe care le susținem cu exemple din text și în final formulăm o concluzie. Astfel, putem începe o astfel de compunere prin a preciza numele autorilor și domeniul în care aceștia activează, bineînțeles după precizarea definiției și a ipotezei. În continuare, putem preciza tematica textului. Textele non-literare sunt puternic ancorate în realitate, evidențiind în cadrul lor date și fapte evidente verificabile. Scopul textului non-literar poate fi persuasiv, adică el încearcă să convingă, sau informativ, pur și simplu transmite informații de o anumită natură. În continuarea compunerii puteți preciza scopul și se poate identifica acesta în text, cu exemple de structuri. Analiza limbajului unui text non-literar este de asemenea importantă. În astfel de texte, se utilizează cuvintele cu sensul lor propriu. Se utilizează termeni tehnici, științifici, termeni de specialitate din anumite domenii, neologisme. Se dau întotdeauna exemple. Limbajul. Limbajul este corect și accesibil. Nu sunt utilizate figuri de stil, dislocări sintactice, repetiții, exclamații sau interogații de tot fel. Se remarcă caracterul obiectiv impersonal al textului. Cerință. Citește textul de mai jos și demonstrează că este un text non-literar. Puteți pune pauză ca să citiți textul. După ce am citit textul, rezolvăm. Textul non-literar este rezultatul observației directe și are ca scop transformarea acestei observații în realitate. Printre exemplele de texte non-literare se numără textele științifice, știrile, articolele de ziar sau de revistă, reclamele, anunțurile, buletinele meteo, rețetele, prospectele medicamentelor și alte. Am dat definiția și exemple de texte. Mergem la a doua parte a compunerii, unde ne exprimăm opinia. Alta alineată, da? În opinia mea, textul extras de pe www.sciencia.ro este un text non-literar, pentru că respectă toate particularitățile acestui tip de text. Am enunțat ipoteza, care urmează să o demonstrăm. În primul rând, acesta este primul argument, al treilea alineat. Și începem să dăm exemple din text, să lucrăm cu textul. În primul rând, textul oferă informații din domeniul geografiei. Astfel este prezentat lanțul muntos Himalaya, întinderea sa, diferiți munți ce fac parte din acest lanț și altitudinile sale, printre altele. Textele non-literare sunt puternic ancorate în realitate, evidențiind în cadrul lor date și fapte evidente, verificabile, exact așa cum textul de mai sus oferă. Scopul textului non-literar poate fi persuasiv, adică el încearcă să convingă, sau informativ, pur și simplu transmite informații de o anumită natură. Scopul textului de pe sciencia.ro este informativ, întrucât el oferă informații din domeniul geografic. Exemplu, în urmă cu aproximativ 220 de milioane de ani, atunci când continentul Pangea s-a rupt în bucăți, India a început să se deplaseze spre nord. Ea a călătorit 6.000 de kilometri înainte de a se ciocni într-un final de Asia acum 40-50 de milioane de ani. În al doilea rând, și mergem la formularea celui de-al doilea argument. În text se utilizează cuvintele cu sensul lor propriu. Există termeni tehnici, științifici, termeni de specialitate din anumite domenii și neologisme, precum planetă, muntos, înălțime, tectonică, etc. Limbajul este corect și accesibil. Nu sunt utilizate figuri de stil, dislocări sintactice, repetiții, exclamații sau interogații de tot fel. Se remarcă caracterul obiectiv, impersonal al autorului, care doar prezintă fapte reale cu privire la un element geografic, mai exact lanțul muntos Himalaya. După cum observați, ambele argumente sunt susținute de fiecare dată cu exemple din text, ori citate, ori cuvinte, ori pur și simplu idei. La final, concluzia.
În concluzie, coroborând argumentele de mai sus, se observă caracterul non-literal al textului citat. În concluzie, se reia ipoteza. Acum că ați învățat, spor la treabă. Succes!